Recent, fetița mea a împlinit vârsta de 3 ani și împreună cu soțul am decis că e timpul să meargă la grădiniță. Am pregătit actele necesare, ne-am prezentat la instituție, am depus cerere și la scurt timp a început a frecventa. Copilul a mers la grădiniță când grupa era deja formată. Respectiv, trebuia să procurăm rechizitele necesare pe care ceilalți copii deja le aveau. Am fost inclusă în grupul de discuție a părinților. Mi s-a oferit lista rechizitelor, apoi am fost informată că e nevoie să achit o taxă de 1000 de lei pentru reparația băii, cu mențiunea că majoritatea părinților deja au contribuit. Puteți lăsa banii în dulapul fetiței sau să-i dați educatoarei. Dumnezeu știe despre ce este vorba, scria la finalul mesajului. Nu vroiam și nici nu dispuneam de o sumă destul de mare pentru noi. Peste o săptămână, una dintre mămicile din comitet m-a întrebat ce am decis. Contribuim sau nu? I-am explicat că sunt de acord să contribui pentru asigurarea cu materiale didactice, să mă implic la organizarea activităților extracurriculare, să ajut și susțin educatoarele atunci când e nevoie, dar nu sunt dispusă să susțin astfel de practici. Din acea zi, am observat că sunt evitată și că probabil a fost creat un alt grup de discuții, pentru că în acel inițial nu mai scrie nimeni nimic. La fel, am sesizat că și educatoarea este foarte distantă. Dimineața întâmpină alți copii, le vorbește duios și reacționează total diferit când o vede pe fetița mea. Eu rezist. Nu am o problemă, nu mi-e frică, dar nu vreau să suferă copilul din cauza unor practici ilegale, pe care noi ca părinți, ca cetățeni, nu vrem să le acceptăm. Am discutat cu soțul și vrem să denunțăm aceste acțiuni ilegale, ce sunt condiționate și susținute de către educatoare. În cine putem avea încredere? Cu referire la situația expusă în video și alte situații asemănătoare, primul lucru pe care trebuie să-l cunoască părinții este că orice copil are dreptul de a fi înmatriculat la școala sau grădinița din districtul în care locuiește. Înmatricularea în instituția de învățământ nu poate fi condiționată de anumite plăți formale sau informale. Solicitarea unor astfel de plăți este un abuz și o încălcare a mai multor prevederi legale. Ce ține de anumite plăți solicitate în unele instituții de învățământ, pentru reparații, procurare de mobilier, suplimente salariale, cadouri pentru angajații instituției, etc., acestea la fel sunt ilegale și interzise, iar persoanele care le inițiază pot fi sancționate. Atunci când părinții se confruntă cu astfel de situații, este necesar de a obține probe, audio, video, capturi de ecran, care confirmă solicitarea de taxe informale. În baza acestor probe, părinții pot depune sesizări către direcțiile de educație raionale sau municipale, care vor analiza cazurile sesizate prin prisma încălcării codului de etică a cadrului didactic, a codului muncii și a codului educației, și către Centrul Național Anticorupție, care examinează astfel de situații în contextul prevederilor codului contravențional și codului penal. Sesizările pot fi depuse online, completând formularul de denunț pe cinea.md sau telefonic, apelând Linia Națională Anticorupție 0800 55. Deseori părinții își fac griji că în urma depunerii unor sesizări va avea de suferit copilul. Respectiv, este important ca părinții să știe că în cazul în care observă o atitudine necorespunzătoare din partea cadrului didactic, aceștia pot solicita transferul copilului în altă grupă sau clasă sau instituție de învățământ. Nu tolera corupția. Denunță manifestările de corupție la Linia Națională Anticorupție 0800 55.